Incendiul violent izbucnit aseară la fabrica de șuruburi a afectat 2000 de metri pătrați din acoperișul halei. Pentru limitarea efectelor incendiului au intervenit de urgență pompierii militari din cadrul detașamentului Sighetul Armației cu 4 echipaje de stingere, o autoscară și un echipaj de prim ajutor SMUD. Ulterior, forțele de la fața locului au fost suplimentate cu autocisternă și un echipaj de stingere de la detașamentul Baia Mare, o auto specială de lucru cu apă și spumă și o autoscară de la secția de pompieri Vișeu de Sus. De asemenea, în sprijinul pompierilor militari au intervenit și serviciul privat pentru situații de urgență al Plimob din Sighetul Armației, dar și pompierii voluntari din Câmpul Unglea-Tisa. Lupta pompierilor cu focul s-a încheiat abia pe la 3 dimineața. Potrivit ISU Maramureș, nu au rezultat victime, iar cauza probabilă de izbucnire a incendiului este în curs de stabilire.